Și în această săptămână, Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă Roman pune la dispoziția celor aflați în căutarea unui loc de muncă 184 de joburi în industrie, construcție, agricultură, comerț și servicii. Pentru această săptămână, agenții economici din zona Roman au comunicat la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă un număr de 184 de locuri de muncă vacante. Împărțite pe categorii, în zona industriei sunt 104, în construcții și agricultură doar 3 locuri de muncă vacante, iar în comerț și servicii sunt 56 de locuri de muncă vacante. În zona industriei, preponderent pe zona Roman, rămân cele din industria confecțiilor, atât pentru cei calificați cât și pentru cei necalificați, iar în zona comerțului și a serviciilor sunt cele mai multe locuri de muncă vacante pentru cei care au oarecum calificarea de agent. La nivelul județului Neamț, în această săptămână există vacante un număr total de 602 locuri de muncă, dintre care 336 la Piatra Neamț, 184 la Roman și 82 la Târgu Neamț. Cei interesați de un loc de muncă la Roman trebuie să se adreseze Agenției Locale de Ocupare a Forței de Muncă din strada Olteniei, numerele 23-25.